Un elev al Colegiului Național Ștefano Doblejea a obținut medalia de argint la Olimpiada Națională de Matematică, dar în același timp a luat și locul 1 pe țară. Performanța elevului Marian Vasile din Drobeta Turnu Severin s-a remarcat după reușirea de a se califica și la proba de baraj pentru constituirea lotului României. Marian Vasile, elevul cu unul dintre cele mai bune rezultate la Olimpiada Națională Gazeta Matematică, este în clasa 12-a la specializarea matematică informatică intensiv de la Colegiul Național Ștefano Doblejea. Olimpiada de anul acesta s-a desfășurat pe centre. Subiectele au fost, ca în mod obișnuit, 4 probleme de rezolvat, dar anul acesta am avut timp de lucru 3 ore. Din Mehedinți au participat cu tine elevi? Da, au mai participat elevi din Mehedinți. A participat la clasa 9-a, la clasa 11-a. Din acest liceu nu a mai participat nimeni. Unde s-a ținut Olimpiada? Eu am fost repartizat în Craiova. Pe 24 aprilie m-am dus să susțin proba. Mai întâi am avut o fază locală, în care au fost subiecte online de tip grilă, 24 de probleme. După aceea am avut o fază județeană, tot subiecte de tip grilă, timp de lucru 3 ore, 24 de probleme. Iar apoi a urmat faza națională, în care eu am fost repartizat la Craiova, 4 probleme cu subiecte scrise și timp de lucru 3 ore. Reprezentanții Liceului Național Pedagogic Ștefano Doblejea se mândresc cu rezultatele obținute de olimpicul Marian Vasile și îl vor susține în continuare. Deși în acest an școlar concursurile și olimpiadele școlare nu au mai fost susținute, totuși Societatea de Științe Matematice și Universitatea de Vest au organizat concursuri pentru elevi, astfel încât elevul Vasile Marian a obținut locul întâi la nivel național la concurs organizat de Universitatea de Vest Timișoara și medalia de argint la concursul regional desfășurat față în față de către Societatea de Științe Matematice. Este un elev care a confirmat de-a lungul timpului, nu este la prima lui reușită, ne-a adus atâta recunoaștere și atâta mulțumire. El nu este un elev doar pasionat de matematică, este un elev, zic eu, fenomen. Iar dacă el spune că a adus argintul anul acesta școlar, eu vă spun că este un elev de aur, de care cu siguranță veți mai auzi, pentru că, dincolo de matematica pe care o știe, posedă un foarte bun simț și multă modestie și educație aleasă. Matematica va fi știința care va sta la baza carierei pe care Marian Vasile o va urma. Nu s-a gândit deocamdată în ce domeniu va lucra, dar știe că matematica se aplică în multe domenii de actualitate.